Bună seara, la mulți ani, doamnelor și domnilor! Prima emisiune, Ora Adevărului pe 2022. Încerc să vă aduc, așa cum v-am obișnuit și anul trecut, în fața dumneavoastră subiectele fierbinți din județul Gorj. A început anul cu lucruri noi, cu lucruri care ne afectează, evident, și cu lucruri care ne interesează. Discutăm despre salubrii lort în această seară. Știți că în ultima emisiune de pe anul 2021 am avut acest subiect în discuție, legat de faptul că există nemulțumiri la Lelești în legătură cu serviciul acestui operator de salubritate. Evident, la final de an s-au întâmplat lucruri noi. Directorul Salubrii Gilor și-a dat demisia, doamnelor și domnilor, la cererea Consiliului Local. Evident, sunt probleme de management pe care consilierii de acolo, de la Târgu Cărbunești, nu le-au tolerat. Vom vedea cine va fi noul director de la Salubrii Gilor, în timp ce fosta directoare, doamna Maria Dumitrașcu, s-a mutat cu bagajele la Jupânești, aceasta fiind noul consilier al primarului de Jupânești. O informație de ultimă oră pe care vă ofer aici la Ora Adevărului. Vă prezint invitații mei din această seară și discutăm pe larg aceste subiecte cu dumneavoastră. Evident, aștept participarea dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook TV Sud. Alături de mine se află domnul Silviu Popeangă, îl cunoașteți cu siguranță, a fost și în ultima emisiune de aici, de la Ora Adevărului pe 2021, cu problema de la Lelești, consilier local acolo în localitate. Bună seara, domnule Popeangă! Bună seara! Și evident, domnul Ion Fugaru, consilier local la Târgu Cărbunești, cunoaște foarte bine situația de la Salubrii Gilor și este unul dintre cei care a ridicat problema managementului de acolo, de la Salubris, și nu vreau să zic lucruri mari, dar cu siguranță a stat și la baza demiterii acestei doamne Maria Dumitrașcu, în prezent consilier personal al primarului de la Jupânești. Bună seara, domnule Fugaru! Bună seara și vreau să le spun și gorjenilor noștri și tuturor românilor un nou an fericit și multă, multă sănătate, pentru că ne așteaptă vremuri grele. Asta vreau să spun, chiar și mai am vorbit puțin mai importantă, înainte, da, de emisiune. Sănătatea e mai importantă ca toate, ca să putem trece prin toate aceste necazuri care vor veni cu siguranță. Cu siguranță. Vorbim și de scumpiri, ne-au afectat deja, au trecut primele 3 zile din acest an și suntem speriați de scumpiri. A crescut roborul la bancă, prețul la motorină, gazele, curentul și așa mai departe, evident, și prețul la gunoi, lucru pe care îl vom dezbate în această seară. Încep cu dumneavoastră, domnule Fugaru, pentru că sunteți la curent cu ultimele informații. Demitere, demisie, doamna a fost obligată să plece, a demisionat pentru că a vrut. Ce s-a întâmplat de fapt cu Maria Dumitrașcu? Da, deci ca să fim sinceri, noi am cerut demisia, dumneavoastră și-a depus demisia fără niciun fel de probleme, pentru că știți foarte bine din vară, de când domnul primar împreună cu mine și cu întregul consiliu, cu toți consilierii locali din cadrul Consiliului Local Târgu Cărbunești, am avut acea dezbatere să vedem cum putem salva această societate, să vedem cum putem reorganiza această societate. Știți foarte bine demersurile care le-am făcut. E, ori în urma discuțiilor de la acea vreme ale mele și cu ale domnului primar, ne-am luat niște angajamente în fața tuturor instituțiilor responsabile pentru această problemă a gunoiului. Ne-am luat această decizie, ne-am spus că vom rezolva această problemă, că știți foarte bine. Au fost probleme mari cu salubrisul. Cu salubrizarea și cu gunoaiele. Cu depozitarea gunoaielor în special. Ați garantat într-un fel sau altul că situația va merge spre bine. Spre bine. Și spre finalul anului a început să scârție, văd. Da, lucru care s-a și întâmplat. Nu mai avem mari probleme. Cu siguranță în următoarele 2 luni le vom rezolva definitiv. Acum discutăm ceea ce privește problema gunoiul din stația de sortare. Aici a fost toată problema. Dar, în momentul, ca să vedeți și dumneavoastră, ai impresia că nu știe sau probabil ne-a confundat sau m-a confundat mai mult cu cei care au lucrat prin primăria dumneiei la Berlești. Adică a considerat că vă ia așa, vă duce puțin cu dar preșul? Bineînțeles, lasă că nu e nicio problemă, că facă drept, că nu știu ce. N-a luat în considerație avertizmentele noastre. Primul avertizment a fost în luna septembrie, când la, o săptămână, să zicem așa,
Am și aflat de intenția dumneai că urmează să ducă consiliera domnului primar la București. Deci, practic, doamna Dumitrașcu își asigurase în momentul, spatele plece din pentru că, doamnă, eu vă spun foarte cinstit și vă spun, știți foarte bine, eu spun lucrurile pe față. Am văzut atâtea femei, am cunoscut atâtea, am colaborat cu atâtea femei. Nu se poate să mă minți în halul ăla, nu supor minciuna. Și a spus în față, doamnei director, vă vedeți că am auzit că vă pregătiți valizele să plecați la Jupânești? La ultima ședință, ca să vedeți dumneavoastră respect, pentru că eu am fost foarte bine pregătit și știu ceea ce spun și nu putea să justifice ce spun eu. Mai ales, n-am insistat pe întâlnirile care le-a avut cu Supercomul și așa mai departe. Știți că acolo a fost scandalul cel mai mare. Mai ales, mai mult decât atât, mă pomenesc cu soția domnului Luis Popa, să știți luptele ăștia. Da, dar cred că le-a tranșat aceste conflicte. Doamnă, să-și vadă de fiecare de bucățica serviciul lui acolo și să mă lase. Nu m-am băgat peste comisioane, nu mă interesează comisioanele care le vor ei, nu mă interesează. Am spus că aceste... Dumneavoastră v-ați dori ca această societate să funcționeze. Da. În ciuda și știți foarte bine că am anunțat-o la dumneavoastră era... în premieră de că soția domnului a fost adusă la Târgu Cărbunești, imediat la 3 zile a și plecat. A și plecat pentru că toată lumea, tot grupul ăla care vreau să ia această stație, că acolo bătaia pe stație era, în final s-a retras că nu puteau să ia din mâinile consilierului local. Consiliul local acolo face legea. Chiar dacă este al PSD-ului, nu, era greu să o ia. Eu zic că lucrurile s-au tranșat apoi cu Luis Popa pentru faptul că ați vrut după aceea, atât dumneavoastră cât și primarul, să treceți această societate spre asta Consiliul e Județean. Ca să-i vedeți cât au înțeles ei lucrurile. În momentul în care am văzut că totul se destramă, am văzut discuțiile purtate cu firma la Severin și am spus în felul următor. În prima dată am avut noi discuția la Târgu Cărbunești, consilierii și primarul. Doamne, uite, ar fi bine pentru tot județul ca să facem societatea Consiliului Județean. Da, da, seama, foarte bună idee. Ai Consiliul Județean foarte bună în spate, idee la acel moment. Da, lucru care toți consilierii și ne-am lămurit. Și ne-am spus, doamne, hai să cedăm noi cu titlul gratuit că putem între unități administrative către Consiliul Local, către Consiliul Județean, cât vor. Jumătate din acțiuni, 10%, dar eu... Important era ca această societate să treacă de Consiliul Județean, Consiliul să aibă umbrela autorității județene. Consiliul Județean. Și atunci eu am spus că nu găsam o localitate din județul Gorj să nu intre sub această cupolă. Le-am spus, manifest, dacă vor să mă duc un an de zile, eu și le voi demonstra la toți că această societate va merge jnur, că nu, eu nu accept intervențiile astea politice, că aici, într-o societate din asta de prestări serviciu, nu merge. Jocurile politice. Din păcate s-au făcut. Vă întrerup puțin. Domnul Popeangă a venit în emisiunea trecută și era nemulțumit nu neapărat de serviciile oferite de Salubris, fără să știe pe fondul acesta de nemulțumiri care existau la vârful societății, faptul că consilierii nu mai erau de acord cu conducerea și doamna își pregătea valizuța să plece. Spunea dânsul că era nemulțumită de felul în care se prestau o parte din servicii și legat special de dânsul și creșterea, asta a fost lucrul care l-a deranjat cel mai mult, creșterea tarifului Salubris. Acesta a fost decis de doamna Dumitrașcu sau cum? Ce spuneți dumneavoastră? Păi din ce am văzut acolo când am avut hotărârea de Consiliul Local, nu am avut semnăturile celorlalți primari, v-am și pus la dispoziție documentul la emisiunea trecută, nu era decât semnătura domnului primar de la Cărbunești și cea de la Țicleni. Adică cine a decis, domnule Fugaru, creșterea, dublarea prețului pentru beneficiar? Vă rog. O luăm pe rând. Prețul prima dată a fost discutat în 3 reprize de Asociația de Dezvoltare pentru că aia stabilește. Aia exact. Și acolo preț. Și era de la asociație, era, eu vorbesc pe asociație. Da, domnul. Asociația a stabilit. Dumneavoastră trebuie să vă... ADIS-ul se subordonează... Nu, ADIS-ul. Nu ADIS-ul. ADIA, Valea Girotului. Da, Adis Gilortul se subordonează, Salubris, pardon, Salubris se subordonează asociației de, cum nu? Nu, stai să-l separăm lucrurile. Salubris Gilort, Târgu Cărbunești, este STRL-ul.
este care are acționari majoritar primăria Târgu Cărbunești și cu procente celelalte primării. Sunt 10 primării sau 11 primării în această asociație? Păi când ați înființat, ați avut 18 sau 19 primării, dar între timp s-au retras foarte mult pentru că nu au mai fost mulțumiți de serviciile dumneavoastră. Cum nu? Păi dar am avut Champ, Salubrisul, această firmă are foarte puține date pe internet, nu avea de unde să-l iau. Ați fost 18 comune când v-ați înființat. Stați să vă explic. Nu, au fost 13. 13 care... Domnul Popeangă, stați puțin să vă spun și cum s-a ajuns la numărul ăla. Au la fost număr 3, și la creșterea la 13, au fost 13 care au făcut parte din... Pentru că tot proiectul ăla a fost proiect pe fonduri europene. Și în cadrul proiectului pe fonduri europene a fost cele 13 localități incluse. S-au făcut mai multe atunci, între atunci, multe și noi am fost primată cu Peștișanu, cu Runcu, au mai fost asociații din astea intercomunitare care n-au rezistat. Da. Noastră ați rezistat în timp, dar nu spuneți că au fost pe fonduri europene. Eu din ce știu, aveți câteva mașini. Aveți mașina închiriată de două mașini de la Jupânești, mașina de la Runcu, ce știu eu. De unde știți dumneavoastră la Jupânești? Păi la Runcu vă spun eu. La Jupânești, nu, dar de unde știți dumneavoastră la Jupânești? Că la Jupânești nu avem nicio mașină. Cum nu aveți nicio mașină? Nu. Nu aveți două mașini de la Jupânești închiriate la ora asta? Jupânești. Câte? Jupânești este cu tulburea. Nu intrați pe terenul ăsta. Câte mașini aveți dumneavoastră la ora asta? Câte? 6. Ale dumneavoastră? Ale Salubris. Salubris. M-aș mira. Haideți să vă spun, că n-au zis că cu mine discutați trans... Sunt transparent. Mă interesează pentru comuna mea în momentul ce faceți dumneavoastră la Cărbunești. Ascultați-mă. Mașina lui Căpreni e o mașină dată prin transfer, pentru că între unități v-am spus de utilitate există publică, colaborare. Există colaborare. Și nu, acolo nu se practică prețuri. Pentru a delega serviciu către localitățile respective. Și la Runcu cum aveți, pe exemplu? La Runcu știu sigur că aveți mașină. Da. Păi de ce, cum să nu recunosc? Acolo e o colaborare foarte bună, deci foarte, foarte bună cu primarul. Deci vă dați seama dumneavoastră, foarte bună, că le luați bună odată la două săptămâni. Haideți, domnul Fugaru, domnul Popeangă, ascultați-mă, l-ați crede pe Adi Câmpeanu? Câmpeanu, că dacă noi n-am face ce trebuie, societatea asta vreți să ar spuneți? Accepta Adi Câmpeanu așa ceva? Păi așa ați făcut contractul și înțelegerea, să vi le zici la două săptămâni. Domnul, dar v-am auzit, ați spus mai înainte. Nu, ați spus mai înainte de stația de sortare. Eu vreau să vă spun că chiar astăzi treceam pe lângă mașina care e colectat de la dumneavoastră, că am vrut să mă iau de că nu m-au luat data trecută gunoiul. Da? Și avem și noi 4 puncte. Anul trecut le-am ființat, domn primar, de selectiv. Dădeau cu ele în mașină, claie peste grămadă, peste gunoi. Da. Pentru că eu mi-e greu să cred că mai vine cu selectivul la Cărbune să-l selectați. Să duc direct la groapa de gunoi. Vedeți că faceți o diferență. Păi nu fac ce nu, ascultați-mă. Selectivul este interesul fiecărei societăți de salubrizare să-l ia. Păi da, și dumneavoastră ne taxați tot normal pe preț. Ăla treia să fie gratis, pentru că dumneavoastră, în mod normal, îl duceți la firme, nu, gen cea de la Bălești și vă mai luați bani de acolo. Nu de la Bălești, că nu putem să știți și dumneavoastră că asta a fost supărarea. Și ce faceți cu gunoiul care îl sortați la Cărbune? Ascultați, asta fac. Un lucru care eu l-am interzis să facă, pentru că mai bine înființez OTR-ul către Valea Girotului și atunci banii care vin de la fondul de mediu vin în cadrul asociației Valea Girotului. Pe mine mă deranjează lucrurile astea care le spui dumneavoastră și ai dreptate aici. Ele nu trebuie duse acolo, trebuie făcut OTR-ul care... toate firmele... Nu trebuie la grămadă, atâta timp cât sunt selectate deja de populație, cam asta este povestea. Da. Ei, vreau să spun, am cerut doamnei de atâtea ori să stabilească lucrurile foarte clar privind ridicarea gunoiului menajer, că noi aici discutăm de gunoi menajer, nu de gunoaie de construcții, nu de alte gunoaie de bălegar și așa mai departe. Și gunoiul selectiv. Deci astea două componente erau foarte importante. Domnule, lucrurile ăștia trebuie să le facă. Și am stabilit că mașinile să vină pe fiecare săptămână și mai ales la dumneavoastră trebuie să înțelegeți că de fiecare dată când vine mașina, ridică gunoiul, merge la cântar. Să facem note de cântar. Păi normal, dar mie nu s-au pus la dispoziție acele note de cântar, pentru că refuză domnul primar să mi le pun la dispoziție. Și v-am spus că nu mi se pare acolo corect. Acolo e colaborarea dumneavoastră. Ca dumneavoastră să ne taxați în metri cubi, iar dumneavoastră să plătiți la Polaris în tone.
Dacă așa au stabilit, așa se stabilește criteriile de exact stabilire. Exact ca și cum aș cumpăra o porumbă la cineva la kilogram și l-aș vinde la băniciorul. Ce naiba. Păi, vedeți? Dar, vedeți, dumneavoastră ați venit și cât a spus? 1 milion, da? Așa v-a informat domnul... Păi atâta este, domne, la groapa de gunoi, până acum a fost 1 milion. A fost 98 de lei și încă o taxă de nu știu cât, de în jur de 10-20 de lei, taxa aia pentru mediu sau nu știu ce taxă mai au în plus. 5% când s-a înființat astă vară, vedeți, altă greșeală care a făcut-o doamna director. Firma asta de salubrizare a venit cu o taxă de 5%, taxa, cum îi zice, mă rog, deșeuri inerte, cam așa ceva, așa îi zice. 5%, 5 euro pe tonă a venit pentru fiecare societate. Doamna directoare, în loc să vină la primărie, la primare să cheme, primare să le spună, băi, eu trebuie să mai pun 5 euro pentru că. Da, este o decizie. Domne, și anul trecut ne-a spus de la 160, ne-a spus la 200. Dar nu i-a plătit. Și eu i-am spus la primar, domne, dumneataia nu o să poți să susții. În martie... Ba, susține, domnule, știți de ce susține? Cum că vedeți, vă spune... Păi spuneți-mi, de unde ia Turcilă miliardul acum, nu. Care are excedent pe 2021 din încasarea la gunoi? De unde le-a? Că n-are voie să le ia din bugetul local, eu sunt convins că a plătit. Stați. Aveți idee, primările legi la ora asta este, dacă are ceva la firma dumneavoastră? Nu. Deci nu. Nu are înseamnă că a luat bani din bugetul local. Stați puțin așa, ce vorbiți de excedent? Nu e excedent, domnule, deficit, are deficit 1 miliard pe 2021 din încasări. Unde, la gunoi? Da. Nu e treaba noastră. Păi nu e treaba noastră că el ia banii de unde ia, ce așa. Face, ce învârtel, nu face există, prin... Nu există, nu există pe naiba, domnul Fugaru. Cum nu există? Spun, eu vă spun că nu există din punctul ăsta. Păi spuneți-mi de unde a scos banii. Păi a scos, domnule... Păi dacă el a avut 950 de metri cub pe anul trecut, da, care i-a plătit dumneavoastră, da? Da. Ori 200 cât a fost, 1 miliard, 1 miliard 800, 900. Dumneastră știți ce socotel de faceți acum și cât aveți populație? Și-au încasat maxim, dacă mergeau pe încasare 100%, 1 miliard 20. 1 miliard 20? Da. E socotelul noastră. Pe unde ia diferență? Păi cum, domnule, din răspunsul care mi l-a oferit primăria, câte gospodării cu o persoană, câte gospodării avem cu două? Domnul. Vă luați de la Adis, pentru că Adisul tocmai de asta impune prețul ăla pe gospodărie, ca să nu se ajungă aici să ia primarii din bugetul local. Nu își fac un calcul, bă, de la ăștia cam cât aș lua gunoi. Cam atâta cu suma asta mă încadrez ca să nu mai ia la bani din bugetul local. Ascultați-mă. Eu plătesc de două ori gunoi. Ascultați-mă ce vă spun. Niciun primar din județul Gorj nu ia bani din buget să-l ducă la gunoi. E, o să vedem la Lelej, vă demonstrez că a luat bani. Nu, păi de unde a plătit, domne, dacă dumneavoastră spuneți că n-a plătit? Dumneavoastră, credeți când vine Curtea de Conturi, acceptă așa ceva? Lăsați-mă și cu Curtea de Conturi, că am făcut o sesizări pe la Curtea de Conturi și am văzut răspunsuri și controle. Că a zis că l-a controlat la școală și doamna directoare la școală. Nu, du-te, domne, n-a fost nicio Curte de Conturi pe aici. Controlează din birou Curtea de Conturi. Ce vorbim de Curtea de Conturi? Să-i acuzați dumneavoastră. Păi, cum să-i acuz? Păi, dar știu o grămadă de probleme de genul ăsta. Curtea de Conturi. Domnul, ați făcut la Curtea de Conturi sesizare? Da, bineînțeles. Și ce răspuns? Și răspunsul că e totul în regulă. 8 subpuncte am avut în reclamație. Ați sesizat mai departe organele de abilitate? Păi ce să sesizez, domnule, dacă Curtea de Conturi îmi spune că e totul strună la Lelej? Păi dumneavoastră, da, aveți drept. Păi dacă directoarea de la școală îmi spune că nu a fost nicio Curte de Conturi și primarul spune că a fost Curtea de Conturi și a verificat. Puțin. Noi nu discutăm despre ce vorbește lumea. Noi discutăm ce vorbește lumea? Nu am vorbit în calitate oficială cu doamna directoare. Noi discutăm pe hârtie. Haideți să revenim la prețuri. Domnul Popeanu era nemulțumit joi de faptul că s-a dublat prețul la gunoi pentru Lelej și pentru, evident, toate cele 10-11 primării care sunt sub contract cu Salubris. De unde până unde prețul? Deci, domnul, în martie 2021 aveam 174,39 fără TVA, da? 207,50 cu TVA. Da? Da. Bun. În iulie, când s-a întâmplat nenorocirea care s-a întâmplat, că aici, vedeți dumneavoastră, nu vreți să înțelegeți un lucru. Și contractul ăsta care noi am semnat actul adițional cu Polaris, eu îi înțeleg pe aici la Polaris. Să nu credeți că sunteți un luptător mai drastic ca mine. Dar eu înțeleg că ăștia sunt regulile. Până la urmă, eu mă dau după instanța de judecată. Primăria Târgu Jiu este în instanța de judecată pentru autorizarea, care a dat autorizație pentru celula 3. Ni s-a prelungit acum contractul de depozitare a gunoiului pe numai pe 6 luni. Pentru că primăria Târgu Jiu nu poate să prelungească mai mult, că el trebuie să-mi asigure după aia.
dacă instanța îi anulează autorizația de construire. Dacă eu anulează... Nu, la tarifele care le luați noastră, v-am zis și înainte de emisiune, până la București le duceți. Dacă închid toate gropile de gunoi până la București, la București îl duce Salubrisul, fără niciun fel de problemă. Da? Da, prețul sunt ăsta? Fel de conștient. Păi cum să nu? Păi la 2 milioane jumate pe metru, cum v-am făcut calcul pe o mașină, rămâi cu 12 milioane. La firmă. Aia e părerea dumneavoastră. Păi rămâi și mai plătești salariile și iată cât de aici. Am văzut că aveți 37 de salariat. Așa. Ce, spuneți-mi dumneavoastră cu ce ați venit dumneavoastră îmbunătățiri la Lelești? Ei, tocmai ăsta este unul dintre motive care doamna director a fost demis. Păi tot adică faptul că nu am îmbunătățit cu nimic... Doamnă, noi discutăm. Eu știu ce, la ce vrea să vrea și are dreptate. Iar are dreptate. Uneare are. Și vorbim de o singură localitate din cele 11. Da? Nu, a și spus că pe ce, cum e posibil ca să nu o singură în calitate putele. De consilier local la Cărbunești, putea să o întrebați pe doamna directoare. Doamna directoare, ce faceți cu profitul? Unde e profitul? Păi, dumneavoastră aveți impresia că eu în fiecare lună îmi vin situațiile acolo. Așa o să fac și de acum încolo. Deci să fac situații. Deci mie îmi vin situații lunare acolo. Și ce-ați deci nu... făcut cu banii? Ce-am făcut cu banii? Cheltuiți sau cheltuiți, nu, și dumneai, dacă ce vrei să spun, dacă n-are performanță, de-aia nu mai stă. Da, știu. Păi, la primărie, la Pădești, a avut performanță. Un profit de 7.000 de lei, dar uite, PSD-ul a avut grijă de ea. Păi da, domnul așa are grijă de toți PSD-ul. Domnul Weber, când a văzut că nu se poate înțelege, că să ajungă la mine cu înțelegere ca să o putem mai menține în continuare, a luat-o și a pus-o consideră la... În zilele la domnului primar de la Jupunești ca să-l ducă, da, așa ca, peste tot. Toate, toate asociațiile astea din gol sunt conduse de foști PSD sau care au rămas la alegeri pe dumneavoastră. Domnul, ascultați-mă ce. Eu știu acum dumneavoastră ați fost instruit așa puțin, dar nu ascultați-mă. O singură discuție am avut-o cu domnul Luis Popa, vă spun sincer, nici eu n-aveam o părere foarte bună despre dânsul înainte. Așa. Am rămas surprins că a fost deschis la discuții și mi se pare mult mai avantajos cu Adisul. La, da. Vi se pare, vi se pare din asta. Știți cât e prețul? V-a venit oficial? Nu știu, oficial deocamdată nu. Păi când ați discutat dumneavoastră, haideți ca păi să vă... Păi tu ținați că 23 are informații, domnul Luis Popa a făcut 21, prima dată mi-a zis 20. Domnul Luis Popa cum face, domnul? Că să vă spun, deci eu vă pun întrebarea asta și să vedeți că nu poate să răspundă nimeni. Cine vine să ia gunoiul cu prețul ăsta? Cu 21 de lei? Și pe de ce? De unde știți dumneavoastră? Dom'le, tergiversează cu licitația aia. Să termină o dată licitație. Să facă o dată licitația aia. Păi nu vine nimeni la prețurile alea, domnul. De aia tot încearcă să o țină. Altă chestie. Domnule, ia la persoană. Nu mai lua la gospodărie, că e o aberație cu gospodăria. Ia la persoană. Ați văzut cât e la Târgu Jiu? S-au scumpit și la Târgu Jiu. 11 lei de persoană. Vi se pare normal să ia la persoană? Nu trebuia să desfințeze fiecare primărie, trebuia să fie păstrat firmele lor. La Bălești cum se poate? Nu se poate, domnule. Cum nu se poate, domnule? La Bălești e cea mai performantă firmă de gunoi la ora asta. Cel puțin că e al loc normal, locală, normală. Da. Util, da. Eu am locuință și la Bălești și vă spun. Așa, și acolo se ridică frunzele selectiv. Vița de vie, acum când vine primăvara, toamna e la fel de trandafir, de orice, de pom, crezi, de pom. Și câte de persoană? Că acolo e la persoană. Păi e 4,75 lei la persoană. Persoană, da. Păi domnul... Păi cum? Păi și nu e avantajos. Când ai avea 6, sunt familiile sărace, că ăia sunt 6 în casă. Nu, că începeți arăt ca domn primar. Nu e adevărat, domnule, la Lelești nu e așa. Nu e? Nu e acolo așa. Aveți numai bogătaș. Nu. Așa a zis și de aia, 365 de deputatul Popa. Îți babele. Nu, domnule, la aia cu o persoană sunt oamenii care au apartamente prin Târgu Jiu și care nu locuiesc acolo. Și au băgat cu o persoană, că așa a fost să-i bage. Nu e adevărat. Haideți să revenim la situația de la Salubrigilor. Ați spuneați, domnule Fugaru, că ați sesizat problemele din septembrie. Da. Faptul că doamna Dumitrașcu nu cadreze, da, normal. Făcea nimic cu toate intervențiile care le-a, a trebuit să plece. Nu accept așa ceva. Pentru că oamenii ăștia nu mai... Dar cum i-ați impus? Adică cum ați chemat-o? Ați chemat-o în fața consilierilor și i-ați impus? Da. I-ați arătat cu cifre, și doamnă, nu ultima, s-a urcat societatea? Și la ultima nu? Ședință de consiliu, ca drept dovadă, convocare făcută de domnul primar și de mine, în birou la domnul primar. La ultima ședință, vine la ședință. La ultima ședință nu a venit.
Deci nu a vrut să vină? Nu avea replică în fața Consiliului Local? Pe ce replici să ai când eu nu vreau... Vă întreb aceste lucruri pentru că, uite, gunoiul s-a scumpit, se scumpea, da? Practic, firma trebuia să fie pe plus, nu? Da. În niciun caz pe minus. Mult. Nu 7.000, și ăla 7.000 nu e... Cum a terminat anul 2021 salul Brijilor? 7.000, parcă... Cam așa, a fost un mic plus sau a fost 7.000 de lei, 7.000 de lei. 7.000 de lei. 7.000 de lei? Numai la Leleșa s-a avut 300. Domnul, nu se poate până așa. Profit, păi dacă v-am făcut calculele că la 3 metri cub rămâne cu 6 milioane. Cum se face? Ați calculele făcute de dumneavoastră? Dacă ce plătești în afară de groapa de gunoi și la noi suntem la 5 km de ce 3 km de groapa de gunoi? Dumneavoastră aveți impresia că o duce direct la acolo? Da, unde o duce? Câteodată. Aia câteodată. Câteodată, aia, pe nu, vă spun. Mă face să-i urmăresc pe fiecare zi. Mulțumirile sunt normale, că nici domnul Fugaru nu e mulțumit că a terminat salubrisul cu 7.000 de lei. Deci nu trebuia cu 7.000, trebuia cu milioane. Nu știu, domnule, eu am avut informații că această firmă într-o perioadă a fost în insolvență, pentru că de-aia nu plătesc gunoiul. Informațiile domnului Luis Popa care vi le-a dat sunt false. Nu, Luis Popa, domnule, mă luați cu Luis Popa. Doamna Ana Maria, vă rog frumos să sunați pe Luis Popa, nu am nicio legătură. Dacă vrea Luis Popa să postați numărul de telefon, nu fac pact cu niciun PSD-ist, eu nu suport PSD-ul în viața mea. Eu nu pot să fac pact cu un PSD-ist vreodată în viața mea. Stați puțin. Domnule, dar eu mai bine tai o mână decât să votez PSD-ul în viața mea. Cine a PSD, mă nebuniți cu PSD-ul. Asta mă întreabă ce mai mult să spuneți că eu sunt omul PSD-ului. Nu am suport PSD-ul. Nu este de ADN. Deci nu are nicio legătură cu PSD. Stați puțin aici, că nu vorbim de politică. Aici vorbim de persoane, da? Păi Luis Popa, nu-i consilier local la PSD la Târgu Jiu. Stați. Că nu vorbim în calitatea dumneavoastră de consilier local la Târgu Jiu. Vorbim în calitatea dumneavoastră de director... la origini. Ce vorbim? Domnul... Este următoare. Dânsul este împotriva salubrijilor la Lelești, dar este singurul dintre consilierii locali de acolo. Așa. Dovadă că domnul primar a avut cuvinte de laud joi la adresa firmei. Da. Chiar dacă s-a dublat, chiar dacă la final de an nu i-a dublat. Deci prețul. Stat puțin, păi, asta spune 28 de lei pe gospodărie. Aveam 14 lei pe gospodărie cu două persoane și acum ai 28 la cele cu 7 lei. Și la dumneavoastră plătește 2 milioane și acum ai 2 milioane jumate. E minte cu ceva? Așa, da. Păi și 2 milioane jumate mi se pare enorm pe metru cub. Mi se pare enorm? Păi cum să nu? Da. Păi când ei plătesc când plătiți un milion la groapa de gunoi pe tonă. Cum să plătesc un milion pe tonă? Dar cât plătiți, domne, spuneți cât plătiți la groapa de gunoi? Domne, v-am spus cât plătim. Lăsați-mă cu euro, spuneți în lei să priceapă toată luna. Nu, 334. Pe tonă? 1,51, da. Doamne, nu se poate, n-am luat un punct de vedere la Polaris astăzi să fi venit cu informația. Dacă mie mi-a spus la Polaris, am trecut în martie că plăteau 98 de lei și cu taxa aia de 20 ceva de lei, de ce a zis dumneavoastră, probabil aia de 5 lei, de 5%. Domnul, cum să fie, domne, 334 pe tonă? Vedeți ce dreptate aveți? Vorbeați anul trecut în martie, da? Cât scrie aici? 90,86. Păi și-a crescut de la 90... Păi dacă... Lu Salubris, lu... A zis cum e cu oamenii, domne, să crească atât de puțin prețul... Care a zis, domnule? Domnule, care a zis? Stați puțin să ne înțelegem. A zis, deocamdată, nimeni e statutar. Nu intrați pe... A, nu e statutar, pe noi. Domnul, de ce vrei să bagi Consiliul Județean într-un război? Deci las-o așa, ascultă pe Luis Popa. Eu am picat într-un război, eu am treabă cu comuna mea, pe mă interesează războiul noastră cu Luis Popa. Nu e niciun război. Noi aici vorbim că societatea de salubrizare, societatea de salubrizare trebuia să fie a Consiliului Județean. Punct. Nu să-mi vine privatul să-mi facă să și cu apa de gunoi trebuia să fie domnea noastră, nu să fie să dea primăria la aia să pună monopol. Da, ai dreptate. Toate trebuia să fie ale noastre. A Consiliului Județean. Dar nu s-a vrut atunci pentru că a trebuit să-l aducă pe domnul Mazăre. Da, domnul Fugaru, dumneavoastră ce știți? Primăriile care fac parte din asociația aceasta care are salubrigilor. Toți au votat. Toți au votat pentru majorarea prețului, da. Așa cum zice domnul Popeangă. Da. Vox Populis a contat? A contat vocea cetățeanului în acest caz? Vocea cetățeanului a fost consilierii locali sau primarii? Vocea... Și consilierii locali și primari. Cum le-au explicat primarilor doamna de la Salubris că trebuie să mărească prețul? Există. Pentru ce? Că s-a scumpit motorina? Dar bineînțeles, a fost la fiecare nota de fundamentare. Dânsul zice că n-a văzut-o, asta vreau să vă spun. Care n-a fost semnată de cine? N-a fost, domne, am avut-o, vă lăsați în mașină. N-a fost semnată decât de primarul de la Cărbunești, primarul de la Țiclești, de primarul la Vladimir. Așa. Și în rest n-a fost semnată de nimeni. Stai să vă explic. Primarul de la... N-au avut ștampilă la ei. Domnul, nu! M-ascultați?
Primarul la Vladimir este președintele lui Adia Valea Girortului. Păi ăia trebuie, da? Viceprimarul și vicepreședinte, vicepreședinte. Doar conducerea a semnat acest lucru. Păi și de ce a mai trecut primăriile acolo? Păi nu, au fost prezente, domnul. Păi dar le-a trecut și nu era ștampilat, decât la primăriile respective. N-am dat-o la emisiunea. Domnul, mă înțelegeți că nu putea să se ia decizii? Domnule, nu mă interesează, m-am spus ce vreți dumneavoastră la Cărbunești. Eu vă întreb pe dumneavoastră că ați înființat firma asta și țineți la firma asta. Pe mine mă interesează. Pe mine mă interesează interesul cetățeanului din Lelești. Da. Nu mă interesează pe mine interesele dumneavoastră cu firmele dumneavoastră. Cu care firmă? Păi cu firma asta, cu Girortul. Ce mă interesează pe mine că ați înființat-o dumneavoastră? Firma Girortul. Domnul, cu care vrea ca această firmă asta e dumneavoastră la Leleș și la Rum, cu nu-mi dau seama, din toată zona asta, Leleș și Rum. Ea face sucoteala dumneavoastră. De ce? Pentru că acești primari nu i-a interesat comisioanele. Aoleu, Doamne! Ai părerea dumneavoastră. Mă spăr să în două. Dacă ăștia doi primari nu ia comisioane, pe tocmai aici păi că dacă fie, e buba. Păi de ce e buba? Nu, domnule, eu v-am spus de ce primarul la Lelești nu mai vrea să plece de aici. De pentru ce? Că nu poate să demonstre, să mai scoată bani din buget. El nu scoate bani. Cu pariu că tergiversați cu facturile. Nu scoate bani. Tati, lasă-mă până în martie, acum în ianuarie, că acum vin ăștia bulu cu banii. Caz, poate, vin ăștia bulu cu banii și vă plătesc toate restanțele. Nu, din domnul. Așa a făcut, primăria Lelești la ora actuală, nu numai și Rum cu toți. Nu au datorii la salubri scălăși. Păi și de unde a avut, domne, bani de v-a plătit? Cum de unde a avut? Păi de unde a avut bani? Întrebați-l, domnule, de la încasare, de la oameni. De unde s-a domne, din încasare nu, la oameni, înțelegi că n-a putut să ia mai mult de un miliard? Domnul, și el spune că a avut 80%. El cu gurița lui a spus în cerință de consiliu local. Dar ascultați-mă pe mine. Din bugetul local nu se plătesc... Păi eu ce spun? Nu a spus la emisiunea trecută. Nu eu poate, asta sunt foarte curios. Nu să vedem de unde a luat. Ai cu totul altceva. Dar să mă acuzați pe mine că am o treabă cu Luis Popa, care eu nu suport PSD-ul. Domnule, lăsați-l. Mă nebunim de PSD-ul. Domnule, lăsați că noi PSD-ul aici, nu scoțăm afară. Noi vorbim de persoane aici. Domnul Luis Popa este directorul executiv al serviciului, că v-am spus că și acolo au făcut ei o modificare ca să altă mărie cu aceeași pălărie. Așa, dar îndeplinește mai multe. Omul cu două funcții de director executive la nivel de județul Igor. Este una în cadrul serviciului din cadrul Consiliului Județean și una în cadrul ADIS, care și acolo trebuie să fie, așa, da? Haideți să revenim la situația cu doamna Dumitrașcu. Doamna Dumitrașcu până la urmă a cedat, da? A cedat, în sensul că trebuia să plece, da? Doamnă, i-aș pregăti să oricum bagajele din septembrie. Un om responsabil care e pus într-o funcție n-are voie să mintă, doamnă. Să mintă și să mintă un acționar. Și spune primăria Târgu Cărbunești, Consiliul Local Târgu Cărbunești este acționarul majoritar. Minciună, profitul foarte mic, management defectuos. Defectuos. Dar primul punct care a fost minciunile. Minciunile. Deci minciunile Consiliul la local... ordinea zilei, domnul Fugaru, peste tot. Mint primarii de cap. Domnul, dacă ați avea primarii de cap la Lelești, directorul de la Salubri, o să fiți pe plus... O să țineți firma asta 100 de ani. Dacă Turcile rămâne primar la Lelești 100 de ani și mai găsiți 10 ca el, 100 deci, de ani. Firma așa, rămâne în picioare. Deci, Hai să vorbim despre firmă. Vă promite, vă spun acum, uite în direct acum, pe lângă 10 primării îți demonstrez că lângă primăria Salubri, lângă societatea Salubri, că mai vin 5. Acum, în această perioadă? S-a plecat doamna Dumitrașcu. Doamne, dar de ce sunt tot domnule atâția ani, că cred că are vreo 5-6 ani? Stai, dânsa a plecat vineri, cine vine în locul ei? Că contează foarte mult cine vine în locul ei. Care este situația? Doamnă, criteriile în săptămâna asta, urgent. Deci în săptămâna asta au trecut sărbătorile și trebuie să numiți pe cineva care să se ocupe de salubri. Până vineri, reprezentantul Consiliului de Administrație din cadrul societății va da... O propunere? Nu, va face adresa propunere? De delegație pentru 60 de zile până la organizarea concursului, doamnei contabile șefă. Nu aducem din afară ca să vină unul care să înceapă în două luni să întrebe pe cine, ce, cum, care e soarta. Nu. Doamna contabilă știe despre ce e vorba. Deci două luni până de zile va conduce când se organizează concursul, domnul, noi nu facem concurs de ăsta cum fac cei de la salubrizi, la serviciul de salubrizare. Ascultați-mă. Dacă noastră îmi promiteți că scadeți prețurile... Nu. Să pune un director nou. Ascultați-mă. Noi nu facem concursul de la trucate cum se face și nu ne convine fata, nu știu care e salariată din Consiliul Județean, anulăm. Așa se întâmplă la aceste lucruri. Doamna Dumitrașcu tot așa a spus-o. Cum a spus-o? Numai de aia cine a pus-o. Întrebați-l pe domnul... Cine n-a pus-o, cine n-a pus-o. Așa, întreabă pe domnul Bebă.
că a fost consilierea dumnealui. Problema e alta. Metoda cum se va stabili directorul. Directorul care va fi desemnat, toți candidații vor depune în termen cât se va stabili acolo comisia respectivă, 40 de zile sau 35 de zile, pe proiect de management. Acolo vii nene și spui ce vrei tu să faci în 4 ani, care va fi pe o durată de 4 ani. Nu, vii tu, gata, mă luară ăștia, mă pusără și am salariul de cât am. Nu. Și să vă mai spun ceva și cum e bine să-i faci. Pentru că eu vă spun din experiență cum sunt ai mei, eu nu-i plătesc oamenii în funcție de salariile ce ne spun ăștia pe la televizor. Nu, de performanță. De ce mi-aduci? Așa ar fi bine. Iar un manager, la sfârșitul anului, își primește banii de performanță. Dacă nu, rămâne la salariul ăla de 20 de milioane sau de 25. Nu cât a avut doamna 80 sau 90. 80. De-aia n-a avut profit. De-aia n-a avut doar 7.000 de lei profit în 2020. Ăștia vor fi criteriile de bază al... din proiectul de management. Da, al domnule, și la Lelești, așa când aveam firma la Consiliul Local, actualul vice avea 30 de milioane, nu mai avea o caseră cu minimul pe economie, 12 milioane, era la 4 ani, 12 milioane nu-și lua. Și une dracu au dispărut, banii s-au făcut puștii toți. Ați fost consilier atunci? Nu am fost, domnule, că m-au furat acum 4 ani, acum 4 ani la lege, m-au furat de mai mult. Ce, ești tânăr. 12% voturi nule în secția de votare, unde am avut cele mai multe voturi. Eu am pierdut funcția de primar la 2 voturi, ca să știi. Uite, așa a fost joaca. De 6 ori s-au numărat și când ieșeau 4, când ieșeau 2. Și în final, funcție de primar la două voturi. Și tot am trecut prin opinia asta de consilier. Așa că, știi ce se întâmplă? Ești tânăr, ai forță în tine de muncă, dar întâi am un consilier acolo la întâi pregătește-te. Întâi pregătește-te. Cu ce să mă pregătesc, domne? Că nu ai dreptate. Dar nu e adevărat aici. Cu prețul la gunoi. O să spun mâine și o să vă dau telefonul ăsta, telefon pe emisiunare, cum să fie ajut la 90 de lei la mes la tonă. Deci dacă, uite, fă o... Uite, să știu dacă e adevărat. Nu, ascultă aici. Și la 334, cât ce dumneavoastră? De ce? De dumneavoastră, 334 și luați 750 la Lelești. Domnul Popean, deci tu rămâneți cu un profit de 4 milioane. Domnul Popean, că e simplu. Faceți o poză cu telefonul, mâine dimineață îl sunați pe domnul Bălan. Domnule, uite, mi-a dat domnul Fugaru. Doar atât spuneți. Nu, că... domne, că fac cerere scrisă, mai mea pe vorbe, că pe vorbe sunt trăsături de vorbe. Dacă vreți, vă pun și ălea la dispoziție copii după originalele care noi le-am semnat vineri. O da, să vin domnul. Și la cărbunezele astea, o să fac cerere și la dumneavoastră. Oricum, poate dânsul schimba ceva din chestiunea asta că Salubris a majorat prețul la 28 de lei pe gospodărie. În niciun caz. Deci situația este acceptată, indiferent că mai e Maria, cum îi spun apropiații foste directoare de la Salubri sau nu în fruntea unității, prețul rămâne acela. Doamnă, da. Trebuie să înțeleagă toată lumea. Haideți să nu sărim prețurile care... Deci aici se scumpi cu cât se scumpi, da? Nici cu 100%, da? Pe curentul nu-l vedem. Gazele nu le vedem. Doamne, dacă noi aici, local, nu ne gospodărim între noi și ne înțelegem să facem ceva, da. Și dracu de pretenții să mai avem la aia la București, la gaze și la curent, că tot așa îmi dau exemplu și consilier la Lelești. Doamne, s-a scumpit gazul, asta e realitatea. Dar aici s-a crescut decât cu 1 milion salariul minim pe economie. Așa. Motorina și este curent, mai ieftină decât asta primăvară. Cum? 61 de lei? Da, am trecut, asta primăvară a fost 6,6 și acum e undeva la 6 lei. 6,79 era astăzi. Da, bă, de fundament scria numai porcării și nu mai vrea. De ce? Aia e părerea dumneavoastră, domnule? Era, bineînțeles. Așa. Mai mult decât atâta, ce vreau să vă spun? Domnul, haideți să punem accentul și pe această curățenie. Pentru că dacă te duci de la unul de la, la 416, vă spun eu, dacă vreți și vi arăt, să-l vedeți cu telefon cu două cartele. Domnule, numai ca să încarci 3 euro. Faceți socoteala. Câte costă încărcarea două cartele? Faci 6 ore. 6 euro ori? 3 ori 6? Avem foarte puțin la ajutor. Aveți. Deci dumneavoastră... Să țineți la primar, domnule. Dumneavoastră aveți bogață. Coșuri, să cumpere coșuri stradale, să cumpere pubele. De ce nu ne luați, domnule, pubele? Luați-ne măcar pubele. Vă promit, uite aici, așa direct. Și eu când fac promisiuni de ăștia noi... Până în primul trimestru, la sfârșitul primului trimestru, veți avea și puberi. Deci Salubrisul va achiziționa pubele pentru beneficiari. La cât m-am zbătut zilele astea de sărbătoare, măcar atâta lucru să avem puberi. Da. La toată comuna. Veți avea. Nu, la toți care... Ascultați-mă, eu vă spun
la toate persoanele stabilite, la toate familiile stabilite de primărie. Păi, domne, dacă mi-aduci 300 și noi suntem 880, vă dați seama că o să iese balamuc. De ce să iese? Păi cum? Păi cu ce criterii găsesc să le împarți? Domnul, nu facem, ascultați-mă. Eu sunt de alt principiu. Nu facem, hai să dăm și aluia 30, hai să dăm și aluia 20. Nu facem nimic. Nu, eu sunt de alt principiu. Domne, luăm fiecare comună în parte. Ce avem acum? Avem Leleștiu, da? Vă dădui un exemplu. Câte familii ai, domn primar? Atât. Atâtea pubele aducem pentru toată lumea. Pentru că nu vreau să fac. Pentru că eu știu ce se întâmplă. Începe să iau, uite, aluia-i dete, aluia nu-i dete, aluia-i dete. Aia vă spun. Dacă facem păi, așa domnul ceva... Claru, de unde se vor cumpăra aceste pubele dacă societatea în 2021 a avut 7.000 de lei profit? De unde? Vă împrumutați? Din bugetul... Din bugetul societății? Da. Buget care va fi alimentat de cine, domnule Fugaru? De primărie. Deci primăriile vor alimenta bugetul acum la început de an pentru Salubris. Nu va alimenta. Că sunt forme, avem pregătite forme legale. Forme legale ca să Salubrisul să aibă pentru prima dată un buget mai mare sau pentru prima dată un buget? Doamnă, noi avem în discuție și problema cu Valea Gilortului. Ea este finanțatoarea care poate, da? Acolo să știe toată lumea că în cadrul asociațiilor, și acum îi spun și domnul Popeangă, în cadrul asociațiilor, primăriile pot să dea bani din bugetul local. Dar nu lui Salubri direct, ca să știți, și nu, nici lui DGA. Da, deci se vor găsi modalități birocratice ca Salubri să aibă un buget propriu cu care să poată să facă investiții. Da. Pornind de la pubele până la mașini de ridicat gunoiul. Mașini noi avem de împins. Nu avem de împins, dar nu ne... Nu asta parte. Este dacă aveți 10 comune, ce mai trebuie domnul Fugaru mașini? Păi 10 comune, 10 mașini. Dacă mai luăm 5 localități? Bine ar fi. Sunteți în negocieri sau sunt doar supoziții că ați putea să creșteți? Și dacă peste... Dintre care două localități mari. Întreabă telespectatorii, prin ce firmă le aduceți? Pe cine mai îmbogățiți? Să fim serioși, Ciolanul la putere, zice lumea. Da, e părerea dumneavoastră, eu respect, nu-i prin firma Salubris. Salubris să nu creadă cineva că acolo să duce nou director. Firma lui nu știu cine cumpără să, de la el. Nu, să fac prin ofertă de prețuri și așa mai departe. Deci nu se vor face măgării. Aveți încredere, domnule Popeangă? Nu mă interesează să am pubelă. Și cetățenii le la fel interesează. Nu știu ce și servicii face... de calitate până la urmă. Servicii? Asta sunt. Cred că se pot îmbunătăți. Se pot. Vă spun. Pentru că ăștia sunt pretențiile mele, domnule. Pentru că eu, al meu, dacă nu face, că el trebuie să înțeleagă că eu îi măresc salariul. Deci eu îi măresc salariul. Dar salariul îl măresc în condițiile în care vine la dumneata la poartă. Să nu mă ia, să-ți dea dumneavoastră. Știi ce fac unii? Hai că vă spun eu ce fac. Ia firma, unii șefi de acolo, le dau gămătocul ăla de sac să-ți-l dea dumneavoastră. Să-ți dea un sac. Păi nici sac n-am primit, domnule. Ascultă-mă, să-l dea. Știi ce face? El pentru o sticlă de bere dă tot teancul. Bineînțeles. E, ori rămâne cu teancul, ori pleacă acasă. Nu face din elea. Nu discutăm aici despre că... Prea frumos ne povestiți, prea bine ar fi să fie ce ziceți dumneavoastră, dar nu mai păi uitați, încredere. O primă măsură s-a luat. Deci până la urmă trebuie să avem încredere. Firma Salubris Gilort își schimbă conducerea. Domnul, cred că asta este un primă pas. Este unul dintre oamenii care știe foarte bine, aici în această emisiune am salvat Salubrisul pe care doamna, aceeași doamnă directoare a vrut să o închidă și să trimită și să trimită oamenii acasă chiar de sărbători. Și depusă la ITM, dacă nu mă înșel, de sărbători. Urmarea intervenției domnului Fugaru aici la emisiune și avalurilor care s-au făcut, oamenii au fost salvați, societatea a fost salvată. Uite, a mai trecut un an. Uite, a mai trecut un an și în anul ăsta am... Deci eu vreau să... Eu poate am fost cel mai dat din gură, așa, ca să zic așa, cel mai al dracu. Doamna știe foarte... Cu aceste instituții ale statului. Dar pe undeva ele au dreptate, eu spuneam la primar, domnilor, aveți grijă că vor veni instituțiile, pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți că dacă o primărie, noi, acesta Lubris, nu-i dă hârtie, cadrii, cadrul selectiv și așa mai departe, toate primăriile vor plăti taxă de mediu. Dar în momentul când ei primesc hârtie de la noi, că aici sunt niște lucruri care noi le facem. De ce le facem? Pentru că acționari sunt OAT-urile. Că dacă ar fi un privat,
îl doare pe ăla de comuna ta. Îți dă bă, atâta mi-ai dat. Și restul trebuie să dai banii la, să plătești taxa de mediu. Tocmai de-aia nu înțeleg de ce nu... E, taxa de mediu dumneavoastră n-ați mai de plătit, ce noi, domnul. Dacă OAT-urile sunt acționarii majoritari acestei societăți, nu înțeleg de ce avem prețurile mai mari ca privat. Păi acolo... Că și cu Supercomul, haideți să fim serioși, că Supercomul nu pleca de bine din Goș. Așa, dar de ce a plecat? Tot. Îmbârligături, uși de unde să știu. Tot îmbârligături. Întreabă mai... cineva, vreau să cumpăr un metru cub de balast, știu domnii cât costă și altcineva răspunde s-a scumpit și sortat, balast. Concasat, spălat, cam 1 pe 6 din prețul gunoiului. Felicitări, bine gândit. Ce părere aveți despre dialogul telespectatorilor? Acolo depinde cum vrea să-l ia, la negru cu hârtii, în funcție de cum... Cum pică banul? Business, nu, domnilor. În funcție cum îl interesează. Am înțeles. Pentru că balastul este așa cum este. Am care mai discutat care noi. Cumpărat, care-i cumpărat cu acte? Pentru are că un preț care nu are un alt preț. Acolo, fără TVA, acolo exact ce vorbeam și ce vorbea și domnul. Instituțiile statului sunt făcute praf. Ăla, acolo este evaziune fiscală de milioane de euro, care nimeni nu vrea să o vadă. Nu vrea să o vadă, pentru că sunt implicați directori la finanțe, știți foarte bine că am spus, poliții, șefi din poliție, procurori și așa mai departe. Eu o spun, nimeni nu mă întreabă, știți de câte ori am spus. Nimeni n-a zis, bă, de curiozitate. Da, pentru că ei atunci repede m-au chemat repede să... Adică au venit la mine repede, ne-am sesizat din presă că ați montat capcanele pentru hoț. Da? Dacă să le dau informații despre aceste evaziuni, nu i-a interesat, pentru că e muncă prea multă. Vreau să concluzionăm, domnilor. E vorba de, primesc drepturile, sunt implicații direct. Telespectatorii noștri vor tineri la Salubris G-Lord, așa că vom vedea ce se va întâmpla, dacă vor veni tinerii la concursul de proiecte de management pentru Salubris G-Lord. Parcă vedea un PSD displantat acolo. Nu îl vedeți, domnul. Deci, vor veni profesioniști, zice domnul Fugaru. Au rămas câțiva pe din afară la legile trecute. Tragem linie și socotim 2021 pentru Salubris G-Lord. A fost cu plus cu minus? Nu, a fost cu... Plus, un mic plus. Plus pe, că așa trebuie să iese pe hârtie, trebuie să iese plus. Că dacă dacă nu se plus, revolta Consiliul Local, o da, aveam doamnă, în continuare pentru că pe dacă doamna nu, Dumitrașcu acolo? Și problemele după dânsa? Păi atunci era o altă problemă. Ori eu, toți trebuie să realizeze că calitatea de consilier local într-o societate din asta este calitatea de acționar. Și toate sumele, tot ce se întâmplă în acea societate în calitate de acționar și ridici mâna acolo, plătești. Dacă se duce în jos sau dacă se duce în sus, Consiliul Local are alea, dividendele care se duc în cadrul societății. Da, spune cineva, da, așa este, de la licitație până la proprietar ajung triplu. Nu am treabă cu acest domn, dar vreau și ceva, să vedem ceva concret pentru cetățeni. Pentru cetățeni să fie curățate comunele și aș dori să văd implicate instituțiile, primăriile să facă și să dea amenzi la cei care aruncă deșeuri. Sunt mulți și multe persoane care fac așa ceva, dacă se vorbește, dacă tot se vorbește de salubrizare. Da. Deci sunt vor și implicare din partea primăriilor și curățenie în localități. Nu o să vedeți niciodată de primarea. Sunt de acord, domnul, dar știți ce se întâmplă? Vor fi instituții ale statului. Vine garda de mediu și te găsește. Și până la urmă trebuie să ia și de... Să nu credeți că n-avem act de cojocul. Unde fie... să ia, domne, garda de mediu? Că se zice Turcile nu s-a sesizat pentru 3 saci de gunoi ai mei și el aruncă în marginea pârâului și ușița tot ce strânge de prin construcții, de prin comună. Cine, cu tractorul. Cine? Primarul, cine? Care, sau o să filmeze zilele astea unde aruncă. Să veniți în probe, da. Nu. Trebuie să și filmați. Ce fac oamenii? Ce fac oamenii? Întreb, ce fac oamenii cu resturile din construcții? Păi întrebați, poate le pun în gropi, le astupă prin curtea casei. Așa ar trebui, dar nu se întâmplă acest lucru. Bun, dumneavoastră ce, vă spun, poți să ducă la... Păi, la dar nu te lasă garda de mediu, eu aș face o groapă mare undeva și acolo... La dumneavoastră, nu aveți groapă autorizată la primărie. Bun, nu aveți, dar poate să duc... Poate să duc oamenii, poate să duc oamenii că e aproape la dumneavoastră și are voie să ducă dincolo la groapă. Acum când am lucrat la drumuri, au băgat pe acolo numai ureli umplutură pe unde nu trebuia și... Vă ascult concluziile, domnilor. Domnul Popeangă, aveți încredere în Salubris G-Lord, așa, cu o nouă conducere pe 2022, cu noi proiecte de viitor? Conducere și...
să zicem. Dar tot rămân pe Adis. Atâta timp cât Adis are prețul mai mic, rămân în continuare pe Adis. 21 de lei în loc poate de 28. Poate mă acuză domnul Fugaru că aveți partid prim cu Luis Popa. Nu țin cu, da, și cu Luis Popa și nu țin cu firmele din județul Goș, că iau pe BCA de la Severin. Nu, ascultați-mă. Eu fac diferență, nu am treabă și nu discut în partea privată. Eu spun așa, trebuie să aveți o încredere într-o societate care a unităților administrative. Păi da, domnule, nu se regăsește în preț ce mă interesează pe mine. Se regăsește. Păi unde se regăsește dacă îmi scumpiți dublați tarifă? Domnul, ascultați-o, domnul Popeangă, eu vă spun că sunt omul care am participat la toate ședințele făcute cu toți primarii, acești primari despre care vorbim, cu cei 10 primari. Odată veneau 6, odată vin 7, odată vin 3 și așa mai departe. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, să fiți acolo cu... Eu vorbesc aici de primari. Nu spuneți mie, trebuie să ai o artă să discuți cu primarii. Da. Păi cum dacă toți primarii au fost... Se ceartă cu domnul primar de acolo? Dacă, pe dumneavoastră, dar să discutați și să ajungem la ultima ședință, toți am ajuns la concluzie, toți primarii care au fost acolo, împreună cu cel de la Cărbunești, împreună cu mine, care le-am explicat exact cum stau lucrurile. Pentru că eu am acceptat mărirea de preț. Domnule Fugaru, ultimul cuvânt, ca să zic așa, concluziile pentru 2022, garantați că Salubris Gilord va fi așa va cum trebuie? Și va ajunge o unitate exemplu pentru multe. O să vadă, nu, exact, va flutura steagul pe mașini, un flutură la unele acum, la privat. Așa deci se ridică Salubris Gilord și își mărește numărul de beneficiari. Nu se poate, pentru că exact ce spune dumnealui, mă întreabă de bani. Lasă-mă, de ce? Lasă-mă puțin și peste o jumătate de an să mă întreb. Că eu vreau să-ți demonstrez următoarea chestie. Că voi face și curățenie, voi achiziționa și utilaje care să triumfe și bă, ăștia să ai lucrare. Deci mândria ta de firmă trebuie să... Și vă aduce cubele la beneficiari. Am încercat să caut pe site-urile primăriilor care fac la dumneavoastră parte. N-am găsit nimic cu tarifele, au aprobat acum bugetele pe taxele și impozitele. Nu era nicio primărie, n-am găsit taxa pe gunoi. Acum depinde de fiecare, știți cum e cu digitalizarea asta acum. Mai greu. Vă mulțumesc, domnilor, pentru prezența în emisiune. Sper că am lămurit, dacă nu vom mai face un episod pe parcursul acestei luni, legat de Salubris Gilord. Vom avea de săptămâna aceasta o conducere interimară. Practic, doamna contabil va fi, contabilul șef va fi noul director interimar al acestei societăți, Salubris Gilord. Domnul Fugaru spune că nu vor fi probleme, în sensul că fiind un om din interior, lucrurile trebuie să meargă ca unse, cel puțin pentru următoarele 60 de zile. Apoi se pare normal, vedeți dumneavoastră, mi se pare normal ca să fie din interior, că dacă ajungi pe unul de afară acum și el nu știe până ce să... Până dibuiește cam cum merge treaba, se pierde timp prețios. După, în această perioadă de 60 de zile, autoritatea locală va pregăti un concurs de management de proiecte, iar viitorul director va fi ales din rândul celor care vor participa la acest concurs. Salubris trebuie să-și schimbe imaginea. Asta în timp ce fostul director, doamna Maria Dumitrașcu, este, așa cum vă spuneam, demisă, destituită, și-a dat demisia vineri și lucrează ca și consilier personal la primarul de Jupânești, de la ProRomânia. Începând de luni, consilier personal al domnului primar. Le dorim succes și... Succes, corect. Știți ce se întâmplă? Da. E băiat tânăr, dar cred că nu putea să piardă mandatul atât de repede cât... Nu, cred că domnul va ține mai puțin cont de ceea ce va sfătui consiliere personală. Eu am văzut că domnul de Jupânești, domnul primar, a mers înainte și bine, zic eu, până în acest moment și fără consilier personal. Așa că... Nu, cum a avut consilier personal? Nu știu, a avut? Pe domnul Văcaru. Deci a avut consilier personal. Da. Și a câștigat concursul după aia la... Deci sunt combinații acolo, ca să nu mai zic. A câștigat la Târgu Jiu concursul cu 7 ani de vechime, dar nu a contat că a fost distribuitor. Deci a rămas practic distribuitor fără consilier personal. S-a dus acum pe taxe și impozite, dar n-a contat că a fost, trebuia să aibă 7 ani vechime.
N-a contat că a fost distribuitor de Coca-Cola, de... Am mers, mergem înainte. În instituțiile publice este nevoie și de oameni care au lucrat în privat, ca să nu zic altfel. Da, da, nu mulțumesc, privat, mulțumesc domnilor pentru prezența în emisiune, mulțumim celor care ne urmărit de acasă. Ne spune un telespectator că este foarte încântat că această emisiune abordează problemele din județ. Vă lăsăm liniile deschise și în emisiunea de mâine sper să colaborăm la fel de mult, să ne transmiteți mesaje și să participați, că asta îmi doresc. Să schimbăm lucrurile în bine pentru acest județ, măcar în 2022. Seară liniștită, la revedere!